venit aici pe teritoriul mănăstirii, vedeți aici o apă curgătoare, adică nu mai curgic o stânsă ăștia. Și vezi și frumos așa, sar ca o moniță. Vedeți aici tot ce se află pe perete, așa, e frumos și tot aici. Nu știu eu, pe toți sfinții. Vedeți aici așa arată intrarea în mănăstire. Și aici așa muș arată, aici așa arată mănăstirea. Și acolo așa o casă în stil chinez. Aici un havuz. Dacă nu văd aici, aici un havuz în care oamenii aruncă bani și cred că o să se îndeplinească dorința lor. Vedeți aici o mulțime de bani, monede acolo. Multe de monede. Să lăsăm monede într-o parte, pentru că aici cei care curăță havuzul se îmbogățesc ca dracu. Fac monede, mei. Și se bucură pe proști de ei care cred că o să se îndeplinească dorințele lor. Și da, așa mănăstirea arată super, super fain. Vedeți, nu? E super faină. Și aici vărmiu se bagă în cadru că vrea să fie și el popular. Adică nu mă consider un popular, dar vrea să fie popular. Da, da, bă. Aici așa o grădină urâtă, cu niște flori din păduri luate și plantate aici. De urâtă, ia că pietrele este mai frumoasă. Și ce puteți vedea aici? Mai mult doamnă mănăstire. E ca așa o priveliște frumoasă. Așa o priveliște. Așa. Acolo vedeți o biserică, acolo e biserica, să ajungem mai încolo, mai încolo. Pot să vă arăt și aici e o biserică bună. Nu, mănăstirea s-a arătat-o. O să putem, nu știu dacă o să vă pot arăta ce se află în biserică și în mănăstire, dar cred că o să vă pot arăta. Acolo cred că e casa proprietarului de mănăstire, nu știu precis. Și da, aici e o priveliște foarte faină. Dar oare de unde bani pentru așa ceva? Pentru că preoții nu au bani mulți. Dar de aici sunt grași ca, nu știu, nu zic de toți că sunt și slabi, care chiar țin post, dar mai mulți preoți și oameni se îngrașă în timpul postului. Ei țin post, eu mai eu. Vedeți aici, un brad, da, un brad. Ceva, altceva n-am ce să vă arăt, în afară de brazi, ce să mai. Vedeți acolo așa o căsuță, aici sunt mai multe căsi, dar vreau să vă zic că aici unde a fost mănăstirea a fost casă de nebuni. Bunelul mi-a zis că acolo sus stătea un nebun și nu se putea coborâ jos, nimeni nu știe cum s-a ridicat, nimeni nu știe cum s-a coborât. Vedeți aici mai mulți copaci, mai multe flori și niște case așa în stil mai unic. Aici așa niște copăcei, o alee frumoasă, iarbă tăiată, da, iarbă. Mai multe căsi. Și aici așa că să te ascunzi, așa să te ferești de țânțari. Așa o protecție mai frumoasă. Cred că să vă pot arăta acolo înăuntru, dacă foarte liniște ce e înăuntru acolo. Dar în liniște, că în liniște trebuie. Nu știu, vede acolo un preot, nu știu. Să-i spunem bună ziua. A, stai că mă arăt pe mine, dar nu mă văd ce arăt. Dar pot să vă arăt cu zoom, bă, bine că am zoom. Vedeți acolo ce e înăuntru? E că ați văzut ceva, dar e foarte întuneric. Nu pot să vă arăt că, pentru că nu se poate cu videocameră. Dar el e acolo. E după acolo, stă scațără. Vedeți, e mai mult așa o alee frumoasă. Nu știu dacă o să fie plictisitor, dar e interesant, așa, un vlog documentar. Aici așa o alee mai frumoasă, făcută în stil unic, cum v-am mai zis. Niște copaci înalți. Vreau să vă arăt și cum se petrece slujba, dar nu cred că se poate cu camera, pentru că o să... Că tu ești. O să facem păcate. Aici așa o casă. Habar nu am ce se află în casele astea. Nu știu, mă. Nu știu, așa că să nu mă întrebați ce se află în ele. Pentru că eu singur nu știu. Vedeți, așa. Decât un daily vlog în care merg prin oraș și spun că uite acolo un magazin, acolo o cerșătoare. Mai bine am venit de aici cu, la mănăstire, cu bicicleta și mă dor picioarele de mor.
Și vă arăt o mănăstire așa. Picioarele, măcar așa să-l mulțumiți. Da, puneți like-ul și abonați-vă pentru mulțumire pentru picioarele mele. Pentru că mă dor picioarele că dreicu. Și sete tare lui băiatul ăsta. Da, și idiotul ăsta a aruncat sticla și n-avem de unde bea apă. Și bani n-avem, că suntem sărași. Puneți like, facem bani. Nu faci bani pe like-ul, pe debil. Vedeți aici așa. V-am zis, biserica asta. Așa, aici, în intrare. Cred că nu putem intra înăuntru. Dar să vedeți măcar așa. Că și așa e frumos. Da, dacă vreți să veniți la mănăstire, veniți. Mănăstirea Curchi se numește. Vedem aici și așa o clădire, nu știu, mai stricată, nu știu, habar nu am ce a fost aici. Și niciodată n-am văzut așa stricată. Cred că uite și acolo. Și aici. Băi, foarte frumos. Se merită să veniți aici, să vă odihniți, mai este și un lac în care puteți prinde rechini morți, desigur că aici oamenii vin și se scaldă, dar în loc să se scalde, ei se pișă în apă și deja e prea galbenă ca să vă scaldați. O, uite acolo un papuc sau o mână sau ce, băie, dracu' e. Uite un papuc acolo de damă. Așa arată biserica. Niște ferestre mai vechi, cred că nu au avut bani să le repare, sau așa e stilul mai vechi și n-am vrut să fie tot de aur. Da, vreau să fiu și eu popă, preot, nu știu dacă vă știți asta, popă. Popă e același preot. Dacă stai așa, nu-i papuc. Și e streașnă. Papucul ăla nu-i papuc, dar e streașnă. Sau ceva gen, nu știu. Să nu vă zice că sunt prost, că nu știu ce aia, idiotule, aia ce-o fi prost. Vedeți ce mai mulți brazi, așa, un aer mai proaspăt. Aici așa, foarte mulți brazi de ăștia scumpi, pentru că noi suntem săraci. Dar miroase, miroase, simt un miros de aici. Miroase. Sunt idiot, da, știu. Miroase aruncat. Și am venit atâta pentru să vă arăt niște copaci și niște două biserici. Mă dor picioarele, am trezut acasă acum. Puneți like pentru picioarele lui și pentru ale mele. Habar nu am dacă o să pot edita vlogul ăsta pentru că la mine procesorul încă e slab. Dar o să încerc să editez pentru că, nu știu, e foarte greu să editez. De ce mă arăt așa, să vă arăt tot? Dă-ți mă arăt și pe mine să îmi vedeți fățău așa. Frumos, frezat, arăt ca un bebeluș. Și da, sper că o să vă placă. Nu știu, cred că o să vă arăt acum, nu știu ce să vă mai arăt, că v-am arătat tot. Înăuntru nu pot să vă arăt că e slujbă, nu știu ce, de ce. Deci, oh my god, câți brazi, ești nebun. Bă, ești nebun. Doamne, ești mulți. Deci, sari nasa și te perzi. Da. E frumos, e frumos. Eu am două chipiuri, bă. Dar nu te vede nimeni. Deci, sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați să like-uiți. Da, eu știu că e mai plictisitor. Dar e un fel de documentar. Să vedeți și voi locul ăsta, să... Nu știu. Și încă trebuie să mă dezvolt eu cu vlogurile. Să fi avut un PC mai puternic. Facem așa niște montaje. Dar... N-a fost să fie, o să revenim altă dată, cred că dacă o să vă placă așa gen de vloguri, eu să vă mai arăt locuri, dar ce locuri, că vă arăt că numai asta e frumos. Restul-s departe și sau nu sunt oraș la noi. Deci sper că v-a plăcut, nu uitați să puneți un like, să vă abonați și să-l share-uiți, să vadă și mai toți. Pa, pa!